Slupa și glușii spre tot lucrul bun. Să vă pomeneam stăpânii Dumnezeu prin părăția sa, unul de urmă, acum și unul de acum. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Pace Domnului să ne rugăm! Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Domnului, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Și să vă rugăm pentru
că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slăvitoasă prea noastră de Dumnezeu născătoare,
și purerea Fecioară Maria cu toți Sfinții pomeniți. Toate puterile cei
Doamne, mântuiește, și
prin care lumea este răstignită pentru mine și eu.
Dumnezeu pentru lume. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci faptura cea nouă. Și câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și mila asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. De acum înainte nimeni să nu-mi facă supărare, pentru că eu port în trupul meu semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie Domnul i-a zis, Marto, Marto,
pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie. Deci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea ei acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, fericit este pântece care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sunt. Iar el a zis, așa este, dar fericit sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și înșelăciune, chiar și ale credinței, se cultivă lumea noastră. Și sunt oameni care rătăcesc la calea adevărului și calea descoperii pe care Dumnezeu însuși o face în lume. Arătând că Dumnezeu pune o siguranță și o statornicie în inima celui ce crede în El și îl cunoaște, dar și o crește. Asta nu înseamnă că inima celui credincios și viața celui credincios nu sunt greutăți. Nu sunt dureri, nu este boală sau nu sunt încercări. Vedeți și viețile Sfinților, câte încercări și câte dureri au trebuit să ducă. Încercări nu în sensul că Dumnezeu trebuie să încerce inima omului ca să vadă ce este acolo. Și Dumnezeu, îngăduind încercarea, omul este liber să aleagă puterea pe care Dumnezeu vrea să-i urăbească dincolo de acea încercare. Și acea putere să aducă un bine mai mare în viața lui. Și un bine mai mare în viața celor din jur, pentru că nu trăim doar pentru noi înșine. Omul fiind chipul și asemănarea lui Dumnezeu și chema să lucreze această asemănare, o lucrează pe aceea slujire pe care Dumnezeu o face. Dorința de a împărtăși celor din jur adevăr și iubire. Deci ar trebui să avem un rost în locul în care suntem aici. Să avem un rost doar pentru noi înșine, ci pentru cei din jur. Dar chiar și încercările și greutățile noastre au un rost. Și în urma oricărei încercări, Dumnezeu adaugă o putere mai mare și o experiență care nu se va mai lua de la noi. Sfinții Părinții Joachim și Ana au fost oameni drepți. Oameni care au cunoscut pe Dumnezeul cel viu și slujeau cu neprihănire. Într-o Evanghelia după Iacob vedem că Joachim era păstor și oameni îndestulați, oameni care își au viața cu pace. Împărțind agonisita lor, nu doar pentru ei înșiși, ci și lucrând la templu și cilorii săracilor. Și cu toate că bucuria credinței și bucuria de a fi iubit cu altor și de a iubi pe oameni, aveau această durere că trecuse ani de lungați de la căsătoria lor și nu puteau avea.
mulți pe lângă ei și asemenea lor, poate mult mai puțin credincioși sau deloc credincioși, mult mai puțin rugându-se sau deloc rugându-se, aveau copii. În chipul firesc al nașterii de prunci, în chipul firesc al căsătoriei, care dă Dumnezeu în pace, lucrează în lume viața și curăția ochilor de copil. Desigur că această durere a opus un rugăciune. Desigur că această durere a apăsat asupra lor și această durere e greu de purtat chiar și în zilele noastre. Dar atunci, când poporul evreu nu avea copii, era mai mult decât atât, era o umilință și un semn că Dumnezeu te-a îndepărtat de la el. Un semn că Dumnezeu vedește prin aceasta un adevăr al vieții tale. Sigur că nu întotdeauna era așa. Ne uimim când vedem că Domnul Hristos, când cu apostoli și văzând noi de naștere, obișnuit și apostolii, asemenea renilor, să vadă o cauza păcatului. Toate întreabă, cine a păcătuit? Că acest iată s-a născut ori, așadar nu avea când să păcătuiască el. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și greu cuvânt, nici el, nici părinții lui, ci ca să se arate în slava lui Dumnezeu. Adică această greutate a bolii, a orbirii, dintre din nașteri, a fost pentru el o cale de înțelepție. O cale de cunoaștere pe Dumnezeu, cum nu l-au cunoscut cărturarii și fariseii care aveau și poturbești, și înțelepciune, și până atunci a trebuit să fi citit cărțile sfinte. Odată, întâlnindu-se cu Dumnezeu și ridicându-se orbul, a devenit neclintit. Iată așadar că nu doar păcatul stă la baza unei dureri, a unei suferințe. Știți, eu am timp și ani să știu oameni fără de păcat. Dar desigur, duceau cu greu aceste întrebări, aceste critici, aceste acceptări a celor din jur. Trecuseră a mulți de la tinereța lor, omenecerea cu neputință să mai aibă. Cărțile din timpul acela vorbesc chiar de 50 de ani de la nașa, vorbesc de plus de 60 de ani. Probabil că încetaseră aș mai pune rugăciunea și gândul spre asemenea minune, dar nu încetaseră nădăjduind Dumnezeu. Nu s-a îndepărtat de templu, crezând că Dumnezeu s-a îndepărtat de ei. Și atunci să primească inima lor gând de răzbăt. Dar odată mergând la templu, la preotul de atunci urmând, nu doar când le-a primit jertfa, dar în fața oamenii ar și umiliți, spunându-le că este neprimită jertfa lor, neapărătorii. Și s-a închisat adânc inima lor. Dar nici în acea închisare, doar prin gând de răzăr, cum probabil mulți în zile nu s-a făcut, va jocorind de preot, va jocorând poate și templul și Dumnezeu, ce fel de preot este acesta, ce fel de Dumnezeu crud este acesta, ce fel de credință mai este și aceasta. Și au rămas decriptiți în cinstirea lui Dumnezeu și credința lui. Și atunci când omenești și nu mai era nici de nădăjduit, au nădăjduit că Dumnezeu poate să facă această vină. După cum altă dată, Ana, Profana, mama prorocului Samuel, a nădăjduit și ea că vrea avea copii în fața celor care o umileau, că nu născus. Este descris atât de frumos acest text prin cartea Anghia Regiul, capitolul 1. Începând cu versetul 10. Și Ana atunci a nădăjduit. Negreșit, Ana, soția lui Ioachim, cunoștea ce făcuse Ana în templu, în vremea lui Eli. Și s-a rugat de-a însă și s-a rugat Ioachim însă. S-au despărțit timp de 40 de zile și au mulțit rugăciunea lor. Și au primit semn că se va împlini rugăciunea lor după ce au făgăduit. Că cel ce se va naște din plânt, cel cred cum odinioară Samuel a spus să se făgăduie la templu, va fi de asemenea adus jertfă la templu. Mare a fost Samuel, prorocul înaintea poporului său.
dar niciun sfânt nu a primit binecuvântarea pe care Maica Domnului a primit. Dacă Ioan Botezător, dacă Sfântul Ioan Botezător, întâlnește cele Elisabete, a recunoscut pe Domnul că s-a apropiat și a săptat în cântecele mamei sale, cu cât mai mult decât în cântecele mamei sale, Maica Domnului, cum se Duhului Sfânt, Maica Domnului, roda rugăciunii. De aceea, răzuirea nașterii Maicii Domnului Iisus Hristos, cuprinde pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana, în rugăciune și în cinstirea noastră. Că sufletele lor n-au primit plin de zăbavă sau plin de credință, ci au stăruit dincolo de obișnuința acestei nădăjduind până și iată că nădejdea lui Duhul a fost împlinită și a perceduit așteptarea omului de la Adam încoace, așteptare îndurerată, așteptare umbrită de recunoaștere plină a lui Dumnezeu. Iar cunoaștere plină s-a făcut prin întruparea Domnului. Maica Domnului, pregătită generații de generații, a ales ea însăși face voia lui Dumnezeu atunci când a spus iată roada Domnului, fii mii după cuvântul tău. Nu s-a făcut această lucrare discreționar, arbitrar. Și iată, prin lărgirea inimii, generații de generații, Sfinții Părinții Ioachim și Ana, oameni drepți, oameni stăruitori, oameni curați, născând de cea care, în fața acestei puteri dumnezeiești, nu a cerut amânare, nu a cerut alte confirmări, ci a spus, iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. De aceea, Evanghelia de astăzi se arată că este fericită credeasă și a prorocit de toate neamurile și a fost fericită încă din timpul vieții ei. Încă din timpul vieții, că în Evanghelia lui Dă Luca, Elisabeta nu numește, a venit la mine ruda mea, verișoara mea, de unde cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu. Sunt mulți care rătăcește și se tem să numească Maica Domnului. Iată că în Sfânta Scriptură, este întâia oară numită Maica Domnului meu. Propovăduind Domnul Hristos, cred că am auzit la mine de astăzi, cu femeie din poporul ei, când și-l-a spus, fericit cântecele care le-a purtat și zânii la care ai sunt. Și Domnul a adevărat, așa este. Iar această fericire rămâne în veac. Dar adaugă Domnul că fericiți suntem toți care m-au ascultat cu Domnul lui Dumnezeu, urmând pilda Maicii Domnului, împlinindu-o în viața noastră și inima noastră. Deci, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este și o chemare. O chemare ca și noi să credem adânc pe Sfinții Părinții Ioachim și Ana au crezut. Ca și noi să ascultăm cuvântul Domnului fără amânare, pentru că Maica Domnului a ascultat și a spus iată roaba Domnului, pentru ca să se împlinească și în noi acest cuvânt adânc. Fericiți sunt tot ce ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamna ta, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, iar rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, pentru că mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Încă rugăm pentru lantra Sfințitor, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Covilei, și pentru preasfințitul Părintele nostru Nichifor, Bătușelanul, Episcop Igor, Arhiepiscopul Iașilor, pentru sănătatea și îndoirea lor. Pentru iubitorii țării noastre, pentru mai mari orașului și satelor și pentru iubitorii
fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu farul Tău. Yeah.
slăvească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhiria voastră să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Preasfințitul Părinte nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Părinte Stare, Sfântul Arhangritul, din preună cu toți părinții și frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei Sfinte Mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De bine credinciosul poporul minte pretutindelor cărmuitorii țării, mai mari orașelor și-ai satelor și oaste cerbitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adormiți într-o fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii aceste sfinte mănăstiri, și pe toți slujitorii, ostenitorii și binefăcătorii, adormiți într-o nădejde a învierii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei adormiți între neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei din prorudenie cu noi, pe fiecare, după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Domnului din localitatea Hadâmbu, protopopiatul
județ, Iași, mărturisire, mărturisesc în fața lui Dumnezeu și a chiriacului meu, în al preasfințitul Teofan, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este pentru mântuirea obștei, să sfintei mănăstiri și spre binele lucrării ei duhovnicești. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evangheliei, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul mântuirii Mântuitorului Iisus Hristos, care zice: oricine dorește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că oricine voiește să-și scape sufletul său, îl va pierde, iar cine îl va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său, sau ce va putea să dea în schimb omul pentru sufletul său? Voi vețui în mănăstirea rânduită mie spre slujire de chiriacul locului, împlinind cele trei voturi ale chipului îngeresc: ascultarea, fecioria, sărăcia de bunăvoie, păstrând și spurind bunurile Sfintei Mănăstiri. Mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări în potențe bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, mă voi strădui necontenit să apăr Sfânta Biserică, păzindu-ne de tâmpari și de rătăciri. Sunt permanent ascultare față de chiriacul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc așadar că voi fi întru tot supus și ascultător chiriacului meu, starețului meu și succesorilor acestora în scaunul chiriacului, fie chiriacal și stărețesc. Voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, regulamentul pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă și disciplinare a mănăstirilor și celelalte legi bisericești, hotărârile Sfântului Sinod ale Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statuare și regulamentare bisericești, ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mănăstiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Lord, change your Lord.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnului să Oh.
Domnia Fărintele Samuel, cum este la vasă, vă rog să cunoașteți, iar tot la această sântărăție, a început de la început, a început Domnul Iacon, iar cheltuiei este un moment a obștii pe care le pătrășim cu dumneavoastră, pentru că v-a slujit la obștii, ce prin preoție v-a slujit dumneavoastră și lumii întregi. Cheltuie este un cuvânt care îi îndrecește înseamnă punerea mâinilor. Și prin punerea mâinilor se dă acest dar, această putere a lui Dumnezeu, ca semn că nu este doar o pregătire omenească ce este necesar, cel ce devine preot. Trebuie să învețe cuvântul lui Dumnezeu ca să-l poată propovădui altora. Trebuie să se păstreze în curăție, dar mai ales trebuie să fie om temător de Dumnezeu și care are cuvânt al celorlalți, este într-adevăr un om. Ce trăiește potrivit credinței care mărturisește. Dar darul lui Dumnezeu, iată, se obține în cadrul acestei slujbe în care ales fiind Duhul prin mâna Episcopului de la Apostol în pace, face această taină a preoțească lucrătoare, care nu este o slujire pe care omul ușor o gândește în câte auzitare, ci este o alegere pe care Domnul o binecuvântează. De aceea ne bucurăm că Dumnezeu binecuvântează oșa prin această chinotonie și doresc ca să lucreze Dumnezeu în continuare în această oșe, așa cum minunat a lucrat până acum. Pentru că și Părintele Ipotei au greutăți și au încercări până de prin mănăstirea, s-a lărgit, precum inima tare, prin s-a lărgit să primească în sufletul său, nu doar de părinții acestei epoci, ci pe credincioșii care caută aici cuvânt de mântuire. Trebuie să ajute Bunul Dumnezeu ca să se întărească această epoci în continuare și să fie bine primită la Încarul lui Dumnezeu, iar dumneavoastră, cu cea lărgită a acestei mănăstiri, să fiți întăriți, să fiți binecuvântați și să vă bucurați de fiecare slujbă la care veniți cu nădejde și considerați. Să primim rugăciunea noastră, Domnului! Domnule, miluiește! Pentru cinstitele dar ce s-au puse înainte Domnului, să ne rugăm! Sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără îndurări.
și răspuns bună, înfricoșătoră, judecată lui Hristos, să cere. Domnul
vrednic este și drept, pe tine am cântat, pe tine am iubitat, pe tine am lăudat. Ți-a mulțumit, ți-a închinat tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu necrăit, necuprins cuvântul, nevăzut, neajuns. Pururea fiind și același fiind, și cuvântul este fiul tău și cuvântul cel sfânt. Pline ființă la ființă ne-a adus pe noi și pe zilul iară ce e ridicat. Și nu te-ai îndepărtat de toate făcurile până ce ne-ai sfânt la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și cu urmea născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt. Pentru toate cele pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacere tare cele arătate și nearătate ce s-au făcut lor. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care e binevoită o privi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghieli și zeci de mii de îngeri, Eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arii, care se înalță zburând. Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul ăsta la ordine se ceru și pământul de slava ta, o să amărul cei de sus. Binecuvântat este cel ce vine în toate Domnului, cu osanare în cel de sus. Cu aceste fericitări, cu aceste fericite puteri și noi în viitură de la această căsătură și vreme. Sfântă și prea Sfântul și Cuvântul Sfânt, Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfântă și prea Sfântul 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 No, no, no.
te plânte rugăm și cu milința ținută. Când te rugăm cel Sfânt peste noi și te sacrificare și Sfântul Sfânt. Și adică pâinea aceasta cinstitul tu al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce se potrivă acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prezăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Adevărului tău. Și pe toți
să luăm aminte. Sfintele Sfinților, Mix.